Crina Popescu sau Coco, cea mai tânără și mai curajoasă dintre alpiniștii români, s-a întors cu bine în țară. Adolescenta în vârstă de 16 ani a încheiat cu succes circuitul celor 7 vulcani, care include trasee extrem de complicate și pentru oameni în toată firea. Crina este de acum prima alpinistă din lume care a urcat vulcanul Sidley, însă deține și recordul de vârstă pentru cel mai înalt vârf din Antarctica. Emoție dincolo de cuvinte după cele 60 de zile petrecute departe de casă, dar mai ales de mama și sora cea mică. Vreau să-mi revin, să zic așa, după emoțiile ce le-am trăit acolo și să mă ocup puțin de școală, că ar trebui. Aventura Crinei Popescu a început în ajun de Crăciun, când a pornit spre una dintre cele mai temerare expediții montane. În două luni a marcat două recorduri mondiale. Salut! Am ajuns pe vârf la Mount Sidley. Foarte fericit cu toții. L-am făcut și pe ăsta. Coco a devenit astfel prima alpinistă din lume care s-a cățărat vreodată pe vulcanul Sidley de 4.285 de metri din Antarctica. Vă salut de pe Mount Vinson. Mi-e foarte dor de voi. Când o să primiți filmulețul, o să-mi fie și mai dor de voi. Și tot în Antarctica, ea a devenit și cea mai tânără alpinistă din lume care a escaladat vreodată vârful Vinson de 4.892 de metri, cunoscut drept cel mai înalt munte de pe continentul înghețat. Coco a atins ținte care păreau iluzorii chiar și pentru niște sportivi experimentați și a completat seria celor mai renumiți 7 vulcani de pe mapa mond. Vrem să coborâm cât mai repede, să luăm avionul. Zburăm către Union Glacier, apoi în Punta Arenas cât de repede se poate, pentru că e sfârșitul sezonului. Our lesson today is on top of the world. Crina, we know that you have been on top of the world. La vârsta la care unele fete încă îl mai au pe Făt Frumos pe noptieră, iar altele îl visează deja de mână în parc, Crina Coco Popescu stă bine cu picioarele pe pământ și cu capul în nori. Ea își scrie propria poveste, fără Făt Frumos, fără balauri și cu o singură prințesă, fermecată de munții de peste munți, curajoasă, puternică și tăcută. În iulie 2007 am urcat pe Ararat. În iulie 2008 am urcat pe Kazbek la 5047 de metri. Am fost cea mai tânără din lume. A urmat Damavand în Iran, cel mai înalt vulcan al Aziei. Pe Damavand am fost cea mai tânără alpinistă din lume. În decembrie 2008 am urcat pe Ojo de Salado, cel mai înalt vulcan din lume. Am fost din nou recunoscută ca cea mai tânără alpinistă din lume. În ianuarie 2009 am urcat pe Aconcagua, pe ruta ghețarului polonez. A fost din nou record mondial de vârstă. În aprilie 2009 am primit titlul de maestru al sportului. Mă numesc Crina Coco Popescu. Am 14 ani. În vara lui 2009, adună pentru teza la mate 5900 de metri pe Kilimanjaro, vulcanul african din circuitul Seven Summits. Are acum în palmares două din setul de 7 vârfuri și vizează imediat Elbrus, în Caucaz, considerat cel mai înalt munte din Europa. Ce ar putea fi mai banal când treci în clasa 8-a? Neobișnuit. Mie mi se pare normal și mi se pare că ar putea fi obișnuit tot ce fac eu, tot ce vreau eu, dar faptul că îmi place să merg pe munte, nu îl înțeleg foarte mulți oameni și cred că ăsta e cel mai neobișnuit lucru. Membra a Clubului Montan Altitudine din Râșnov și maestra a sportului, Coco pictează, modelează lut, scrie poezii, nu prea gătește, în schimb își caftește uneori sora mai mică. Ea practică alpinismul ca sport, are antrenamente foarte bine planificate, gândite pentru condiție fizică, pentru maestrie sportivă, controle medicale periodice ca orice sportiv de performanță. Deci are același regim ca componenții loturilor olimpice și naționale din România. La 1.30 suntem deja în mișcare. E încă senin și niciun fir de vânt.
La 2:30 începe balul. Furtuna e atât de puternică încât bețele de schi sau pioleții folosesc mai mult ca proptele și ancore decât pentru înaintarea tehnică. Primele raze de soare ar trebui să însemne ceva căldură, dar aduc și mai multă furtună. Nu mai știm acum dacă plecarea în pripă, sărind peste aclimatizare, a fost o decizie bună. Speram să avem vreme civilizată măcar 8-10 ore până în vârf, dar am fost atacați prea curând. Unde ne aflăm? În Șaua, înaintea semifinale Coco. Ce? Nu te facem mai mulți. Airbus. Asta e urcușul final. Deci probabil că suntem la 5400 și... Uite, mamut, ai dormit pe drum? Am ațipit un pic. Ești în creștere, vezi? Trebuie să dormi și pe munte când mergi. Da, n-am dormit deloc azi noapte. Dacă te rece, îți dai seama că... Dar nu-mi place ce. Pui de mamut, mai duci până sus? Da, de ce nu? Nu știu, întreb, că uite, lumea se întoarce. N-am de gândit. Am ajuns să respirăm la fiecare pas și după 10 pași să ne oprim și să respirăm încă vreo 1-2 minute. Ce nori se ridică deasupra noastră de pe vârf, sunt nori de zăpadă. Aici încă suntem puțin ascunși, dar peste 102 de metri, adică peste o jumătate de oră, o să intrăm în acești nori de zăpadă. La fiecare pas mai simțim un pic așa cum ni se zguduie ce m-avea prin cap. Coco pe vârf. Trebuie cu asta că încercăm câteva. E puțin senin. E Coco. Este simultan cel mai înalt vulcan și cel mai înalt munte din Europa. Elbrus. Din toată povestea filozofică despre munți, ce rămâne pe vârf? N-ai timp să gândești la nimic, trebuie să cobori repede. Și cu snowboard-ul mai vrei? Nu stai așa, zic. Unde suntem acum? Asta cum e 200. Apotecă prin junglă vreo 4 ore. După aia am dat de un vârf, unde au spus că acolo e vârf. Și nu i-am crezut, pentru că au spus că de la început că e foarte mult până pe vârf. Am mai mers vreo 4 ore până pe o creastă. Am mers pe o vale printre lacuri mici și bolți. Și iar au spus că acolo e vârf. Și am insistat, am zis că nu poate să fie acolo vârful și până la urmă ne-au arătat un vârf din nori, se vedea nori. Și ei au zis că îi coboară, că nu mai e teritoriul lor acolo. Și am urcat singur, am mai urcat vreo 3 ore în ziua aia pe creastă și ne-am pus saci de dormit și ne-am învelit în folii de supraviețuire. Dimineața pe la 5 jumate am plecat spre vârf și ne-am dus singur până sus. Ne-am întâlnit cu ei la coborâre, unde ne promiseseră de seara că o să ne aștept. Zico, unde suntem și ce facem? Suntem la 4500 și plecăm imediat spre tabăra de vârf la 4900. Și când vrem să-i dăm vârful? La noapte. Bine.
America de Nord 2010, al câmpului montan altitudine, și va urma McKinley, cel mai înalt vârf din America de Nord, în 3 săptămâni. Pico de Orizaba este al 6-lea vârf din Seven Vulcano pentru mine și sper ca în decembrie anul acesta să termin circuitul Seven Vulcano cu ultimul vârf în Antarctica. Și Nadia iese și stă. Foarte bună aterizarea. Deci, fantastic, fără precedent. Cândva România era văzută altfel. Îmi amintesc când România era respectată, când România nu se mulțumea cu locul 2, când România era la înălțime. Hai, Ducadam! Apără, Ducadam! Suntem finaliști! Am câștigat cupa! Astăzi, o româncă e la un pas de a uimi din nou lumea. A escaladat deja cei mai înalți 5 munți de pe 5 continente și cei mai înalți 6 vulcani de pe 6 continente. Are deja 5 recorduri mondiale de vârstă. A devenit maestru al sportului la numai 14 ani și ne poate face încă o dată mândri că suntem români. Sunt Crina Cocopopescu, am 15 ani și vreau să fac circuitele Seven Summit și Seven Vulcano. Prima dată am fost pe OMU la 6 ani jumate și de atunci am tot spus, hai să mergem mai sus. Înainte de fiecare expediție citesc foarte mult despre locurile de acolo. Din fiecare expediție, când ajungi în vârf, e cel mai plăcut moment. Eu cu mine steagul României pentru că România este țara în care m-am născut, în care am crescut și pe care o reprezint peste tot în lume. Acum, România poate deveni țara care a dat lumii singura și cea mai tânără alpinistă, care a atins vreodată cele mai ridicate standarde în alpinismul mondial. În decembrie, Crina Coco Popescu are o ocazie unică să cucerească la numai 15 ani cele mai înalte vârfuri ale Antarcticii. Pentru ca o româncă să devină prima femeie din lume care termină Vulcano Seven Summits, Crina are o singură șansă. Să arătăm din nou ce înseamnă România. Coco escaladează cel mai înalt vulcan și cel mai înalt vârf din Antarctica. O româncă setează noi standarde mondiale. Salut de pe Mount Sinai! Mulțumesc că ai fost alături de mine și sper să trăim cu toți în continuare la altitudine. Salut! Presa duce mai departe știrea despre reușita românească. În această după-amiază se întoarce în țară câștigătoare cea mai tânără alpinistă românca noastră. Crina Coco Popescu intră în istoria alpinismului mondial. Coco, îți mulțumim că ne-ai arătat ce înseamnă România. Este cea mai tânără și mai curajoasă dintre prima alpinistă din lume care a reușit să escaladeze cei mai înalți vulcani de pe cele 7 continente. Întoarcerea Crinei Coco Popescu în țară se transformă în eveniment. Susținătorii și presa o întâmpină la aeroport pentru a-i mulțumi că ne-a arătat ce înseamnă România. Buchetul este din partea echipei Observatorului. În semn de respect pentru tot ceea ce faci, ești un model și îți mulțumim mult de tot. Avem o româncă care a făcut un lucru absolut excepțional. Crina Coco Popescu este cel mai tânăr alpinist și prima femeie din lume care încheie circuitul Seven Volcanoes. Mulțumesc că ai fost alături de mine și sper să trăim cu toți în continuare la altitudine. Salut!